Bună seara, stimați telespectatori ai Televiziunii Române, suntem împreună în întâlnirea aceasta duhovnicească de fiecare seară, apunând soarele astăzi peste Sfinții Sfinții Mucenici Zenovie, Episcopul Cilicie și sora sa Zenovia și Sfântul Apostol Cleopa. Cleopa, acela care în drum spre Emaus avea să se întâlnească cu Hristos. Cuvântul din duminica aceasta, 22-a după Rusalie, a vizat povestea bogatului de milostie și a săracului Lazar. Evanghelie cuprinsă la Luca, în capitolul 16, versetele 19-31. Dar e un cuvânt care mie mi-a plăcut în chip deosebit în Epistola către Galateni, apostolul citit astăzi în Sfânta Biserică. Iar mie să nu fie amălăudat decât numai în crucea Domnului nostru, Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume. Apostolul se laudă în cruce în timp ce unii fug de cruce, spun că nu este importantă și că nu este meritorie în ceea ce privește creștinismul. Poate că ar trebui să citim pe Sfântul Apostol Pavel ca Sfântul Apostol Pavel, nu cum ne învață alții să-l citim pe Sfântul Apostol Pavel. Cuvântul de întărire de astăzi este din Ava Arsenie și vreau să vă spun că este așa, mângâios, tandru și adevărat. Pe când Sfântul Arsenie era încă în palat, se ruga lui Dumnezeu zicând: Doamne, călăuzește-mă cum să mă mântuiesc. Și a venit un glas spunându-i: Arsenie, fugi de oameni și te vei mântui. Fugi, taci, caută liniștirea, căci acestea sunt rădăcinile nepăcătuirii. În lumea nebună în care trăim noi, unde Dumnezeu să fugi, să taci și să-ți găsești neprihănirea? Sigur că numai în crucea Domnului Hristos. Nu sunt paradoxal opuse aceste texte, ci ne arată odată în plus că pentru omul care voiește să fie cu Hristos, liniștea, liniștirea, este mai presus decât agitația teribilă din jurul nostru. A trecut încă o săptămână peste noi. Mâine este o nouă zi. Începe o nouă săptămână.